Un fost înotător de performanță, brașoveanul George Munteanu, a reușit să termine maratonul de not al Bosforului pe locul 3 la categoria de vârstă 25-30 de ani. La competiția din Turcia au luat startul peste 500 de sportivi din toate colțurile lumii. 53 de minute și 46 de secunde i-au fost suficiente lui George Munteanu pentru a încheia pe poziția a treia maratonul de not al Bosforului. La start s-au prezentat peste 500 de înotători care au luat primul contact cu apa în partea asiatică a Turciei, la Kalika. Munteanu este câștigătorul ultimelor două ediții ale maratonului de not de 24 de ore de la Brașov, iar anul trecut la San Francisco a venit pe locul 7 la campionatul mondial de Masters. A ieșit chiar mai mult decât așteptările mele. Eu mă așteptam să vin în primii 5, ceva mai bine decât anul trecut la American, am venit pe locul 7, acum am venit pe locul 3, a fost o bucurie pentru mine, mai ales că a fost prima ediție la care am participat la acest concurs. Este greu, este ușor să vii pe acest loc din câteva sute de participanți? Ce să zic, dacă muncești și te străduiești, trebuie să ai timp să faci antrenament, mai ales unul ca mine care are servici, nu se ocupă numai de antrenament zi de zi. Pur și simplu, e o pasiune. După medalia de bronz obținută la maratonul de not al Bosforului, George Munteanu se gândește acum la campionatul european din Slovenia. Obiectivul lui Munteanu în competiția, care se va desfășura pe lacul Bled, este egalarea performanței din Turcia, clasarea cel puțin pe poziția a treia.